Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la Pixelul Albastru, emisiune de revista presei, în care analizăm știrile de peste zi și avem știri frumoase. Uite, aici pe btv.info, ședință de instruire pentru alegeri după condamnarea lui Dragnea. Cătălin Cojocaru scrie această știre. Ședință de pregătire a alegerilor locale la PSD Pașcani. În cursul zilei de astăzi, primarii social-democrați din Colegiul Electoral numărul 5 și alți candidați au răspuns invitației parlamentarilor pășcăneni, senatorului Florin Constantinescu și deputatului Nicolae Rățoi la sediul organizației. Coordonatori de campanie au vorbit despre noile reguli privind organizarea alegerilor locale și mai ales de finanțarea campaniei electorale. Asta după ce tot astăzi președintele partidului Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru că ar fi încălcat legea la alegerile trecute. La ședință a participat și președintele organizației județene Victoria Lupu, însoțit de alți politicieni ieșeni. În același context a discutat despre lista cu care candidații pentru Consiliul Județean de la Pașcani se află Vasile Sandu și Adriana Dondaș. Da. Ia să vedem altă știre luată de pe BZI, tot despre PSD, că azi a fost ziua PSD-ului, așa ca știri, ca mulțime. A fost ședința astăzi la PSD, la Pașcani la noi, la Casa de Cultură, la ora 16, în care s-a făcut lansarea candidaților pentru Consiliul Local. Așa cum v-am obișnuit, luni, seara, cu listuța în față, cu toți, așa cum am făcut și la PNL, facem și la PSD. Îi vedem pe fiecare cât e de breaz, în ordine alfabetică, îi discutăm luni seara. Acum doar aflăm că tocmai s-a încheiat ședința. PSD a decis la Iași, deci acolo e vorba de la Iași, a decis candidații la Consiliul Județean, persoane controversate vor să ajungă în vârful județului și vorba despre un domn, organizația PSD Iași a stabilit lista candidaților pentru nou mandat a Consiliului Județean. Doar o parte din actualii aleși județeni se vor regăsi în continuare printre cei care vor candida la vârful județului. Lista este plină de personaje trecute de a doua tinerețe, care refuză să facă un pas în spate. Păcat. Fiind impuse tocmai de Victoria Lupu și Cristian Stanciu, oameni de bază ai fostului primar Gheorghe Nichita. Ieșene au ce au cu Nichita. Știm că săptămâna asta, astăzi s-a încheiat săptămâna altfel la școli. Să facem sport, proiect educativ la Colegiul CF Unirea Pașcani. Este pe btv.info, comunicat de presă, a dat colegiul. Zilele și luni și marți din săptămâna altfel au cuprins și numeroase activități sportive la Colegiul Unirea Pașcani. Începând cu 9:30, elevii însoțiți de profesori coordonatori au participat la crosul școlilor, o activitate de amploare organizată de Consiliul Local al municipiului nostru. Concursul a avut loc în Parcul Peștișorul, traseu având o întindere de 400 de metri. Din curtea școlii noastre au participat 50 de elevi din clasele 9-12. La competiția de streetball au participat atât elevi de gimnaziu cât și de liceu. Și mai sunt locurile care au fost luate. Locul 1, Colegiul de Căi Ferate Unirea Pașcoala, cea mai bună școală din oraș. Locul 1, Gabriel Moraru, clasa 9. Locul 2, Halibei Dănuț, clasa a 9 B. Și locul 2, fete, Ocheana Alexandra, clasa a 10-a. Basket, locul 1 băieți, echipa reprezentativă de basket, gimnaziu, locul 2 băieți, echipa reprezentativă de basket, liceu. Marți, și aici îmi văd numele. Marți a fost o altă zi în care am avut parte de mișcare. Am profitat de ocazie că se face mișcare. De data asta, activitatea a avut loc la sala de sport a colegiului, iar elevii au asistat și au participat ulterior la demonstrații de Aikido, coordonate de profesor Timofti Claudiu. Eu i-am strâns pe elevi, că nu sunt centură neagră. Colegii mei sunt centură neagră, Adrian Beregoi și Mihai Corlat. Ei au făcut demonstrația. Eu doar am adunat elevii și am participat la demonstrații. Așa că să nu mă credeți că, vai de mine, sunt eu, am coordonat activitatea. Nu am făcut eu antrenamentul. Hai să vedem un pic la realitatea.net. Liviu Dragnea nu demisionează de la șefia PSD după condamnare. Am decis să rămân. Ia să vedem cum decide el să rămână. Președintele PSD Liviu Dragnea a venit la sediul PSD după ce a primit sentința de condamnare definitivă la 2 ani de închisoare cu suspendare. Acesta a precizat că nu se va retrage și va rămâne președintele PSD. La sediul partidului au mai venit mulți alți lideri PSD în semn de susținere pentru Liviu Dragnea. Liviu Dragnea a declarat în urma discuțiilor pe care le-a avut cu cei din conducerea PSD
că au decis că o retragere de la șefia partidului va duce la o destabilizare, mai ales că se apropie campania electorală. Probabil că așa este. Inițial, la susținerea de la partid, Dragnea a spus că nu va face declarații. Apoi a declarat că Liviu Dragnea a declarat în ultimul cuvânt în fața instanței că în procesul referendumului se consideră nevinovat și cere achitarea. Dar totuși a fost condamnat la 2 ani cu suspendare. Și încă o știruță, încă o știre, este vorba de Televiziunea Română Acum, de pe realitatea.net, România exclusă de la Eurovision din 2016 din cauza datoriilor TVR. Wow, nasol. Ia să vedem ce scrie. Televiziunea Română a fost retrasă dintre membrii EBU, European Broadcasting Union, din cauza datoriilor acumulate încă din 2007, a anunțat vineri EBU pe site-ul oficial. Una din consecințe este eliminarea din competiția muzicală Eurovision 2016. Și spune așa, într-o postare pe o rețea de socializare, Ingrid Deltner, director general EBU, a afirmat că situația în care se află TVR este regretabilă, adăugând în același timp că televiziunea publică este neglijată de guvern. I-a amintit că așa ceva nu s-a întâmplat niciodată în istoria EBU și Eurovision. Nu am avut nicio cale pentru rezolvarea acestei situații. Am discutat la cel mai înalt nivel de stat și, din păcate, nu s-a reacționat. TVR este într-o poziție de a fi neglijată de guvern. Acest lucru este regretabil. Vom face tot ceea ce putem să facem în această situație publică și să o aducem la atenția Uniunii Europene, a declarat Dernier. Bun. Dragii mei, astăzi, la noi la Pașcani, a fost ședința PSD. S-au impus acolo pe listișoară oamenii. Conferință, văd că și la instruire pentru alegeri. Președintele PSD, domnul Liviu Dragnea, este puternic zdruncinat după hotărârea instanței de a-l condamna definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare. De obicei, în alte situații, chiar condamnare cu suspendare, deputați aleși de ai noștri erau scoși de pe liste, se făceau un pas în spate, se retrăgeau, cum am înțeles, de exemplu, că este cazul deputatului nostru, domnul Crăciunescu, de la PNL. Este condamnat cu suspendare și nu va mai candida, așa cel puțin așa a susținut, nu va mai candida pentru viitoarele alegeri. Deci, cam așa se face. Numai că, ce să vezi, în cazul ăsta ar fi o decapitare prea puternică pentru un partid. Tocmai liderul acelui partid este condamnat cu suspendare, e adevărat. Instanța a hotărât. Probele sunt acolo. Este vorba de procesul intentat cu privire la situația de la referendum. Referendumul de suspendare a lui Traian Băsescu. Nu știu de ce nu s-a luat până acum să se judece și să se dea o sentință și în cadrul ratei de la acel referendum. Țineți minte că deodată așa pe o mărginuță de hârtie cineva cu o semnătură, dar nu semnătura celor de la Curtea Constituțională, ci a unui judecător care lucrează la Curtea Constituțională, deci nu a președintelui Curții Constituționale, nu a forului întreg, s-a făcut o erată în care domnul nostru președinte de atunci, Traian Băsescu, a fost declarat că nu, sau nu știu ce s-a întâmplat, că l-a mai avut președinte până la sfârșit. Trebuia suspendat cumva, pentru că oamenii au venit, au spus la referendum că nu îl mai doresc. Nu știu ce a fost, trebuie să hotărască instanța ce s-a întâmplat, pentru că, până la urma urmei, noi ne-am mai pricopsit cu el încă o bucată de vreme. Din punctul meu de vedere ca cetățean, nu a meritat
Eu m-am dus și am votat atunci la referendum să elibereze scaunul, că nu face cinste, din punctul meu de vedere ca cetățean. Dar uite că a mai stat. Din punctul ăsta de vedere, Liviu Dragnea a fost condamnat, dat în judecată pentru că n-a respectat la referendum niște condiții de desfășurare a acestui referendum, a impulsionat niște oameni, a pregătit campania pentru referendum. Ce s-a întâmplat acolo? Instanța a hotărât. Cât de simpatic poate să ne fie, cât de simpatic poate să nu ne fie, uite că instanța a hotărât să fie condamnat la 2 ani cu suspendare. Înseamnă că dacă el mai face cu suspendarea asta, îl obligă la multe, la rămâne pașnic o perioadă, la nu mai face ceva, pentru că în momentul în care el este, poate fi condamnat și pentru altceva, se adaugă și această condamnare și nu mai este cu suspendare, ci este cu executare. Cam așa știu eu că este legea. Un jurist poate să spună mai bine decât mine, care nu sunt jurist, dar cam așa știu. Dacă ești condamnat cu suspendare și în momentul în care ai mai făcut altceva în perioada aia de 2 ani sau cât de condamnarea respectivă, dacă tu ai încălcat legea din nou cu acțiune penală, poți să primești în cârcă și pedeapsa care era cu suspendare, ți se dă cu executare. Domnul Liviu Dragnea ar trebui într-un fel să se gândească și la această situație, dar uite că politica are suișuri, coborâșuri și la stânga și la dreapta și tot felul de legături. Nu poți să faci ce vrei acolo. Și uite, a hotărât că nu. Domnul Liviu Dragnea a hotărât că nu demisionează, nu face un pas în spate, s-a sfătuit cu ceilalți, ar însemna o decapitare a partidului. Dacă ne luăm așa cam în ultimul timp, luând și pe Victor Ponta la PSD, cam au început să fie liderii PSD urmăriți de instanțe. Și cumva, uitați-vă, dați la o parte, domnul Ponta, domnul Dragnea, domnul Șova, domnul Hrebenciuc și tot domnul. Cum nu spun că este un partid de nu știu ce, că nu vreau să generalizez, dar politica asta la nivel înalt, după câte văd eu în România, dacă nu numai la PSD se întâmplă asta, uitați-vă și la celelalte partide, politica asta la nivel înalt corupe cumva. Și se vede că o bună perioadă de timp, 20 ceva de ani, 25-26 de ani, puterea legislativă a fost cam absentă în stat. Acum începe să fie prezentă. Dacă până acum legislativul, dacă erai deputat, senator, erai mare, sus și tare. Ajungeai în executiv, guvern, președinte, erai mare, sus și tare. Uite că vine cea de-a treia putere din stat, puterea judecătorească, și începe să condamne în stânga și în dreapta, în urma unor procese. Și cam epurează așa din cei care s-au gândit că funcția le vine mănușă și le stă ca și cravata la gât, elegant. Dar cumva au pătat acea cravată sau acea funcție cumva și au crezut că din acea funcție el se confundă cu funcția, uite că poate păți, poate ajunge să fie condamnat. Nu-i neapărat nevoie să stea după gratii, ci poate să fie condamnat cumva. Până acum erau cu neurmărire penală. Dacă țineți minte, o știre mai de ieri așa, era vorba și despre Traian Băsescu, care a fost președintele României 10 ani de zile. Și pe el, urmărire penală, până acum erau plini de lupuri la el. Neurmărire penală. Uite, acum au început să curgă și urmărire penală, UP.
Să vedem cum e. Era vorba despre un teren pe care, nu știu ce, a spălat de bani Cășunenu. Ceva în genul ăsta. Asta l-a făcut să dea un pas în spate, după câte am văzut la știrile de ieri, să dea un pas în spate și să nu mai candideze la primăria capitalei. Deocamdată. Deci mari lideri politici de 26 de ani încoace au probleme, o parte din ei, nu toți, se vede că au probleme cu legea. Și e bine, e bine că a treia putere în stat, puterea judecătorească, se exprimă și e vizibilă din ce în ce mai mult. Nu mai e mult decât chiar domnul președintea nostru, Klaus Iohannis, s-a pus să plătească, a pierdut în instanță ceva cu casele de prin Sibiu sau așa, chiria pe care a luat-o este pus să o plătească înapoi. Să dea bani înapoi. E bine. Deci, această putere judecătorească e bine că își face simțită apariția și, și viața și se implică în viața socială și politică a noastră. Nu în sensul că se implică politic fiind judecători înregimentați politic. Asta nu trebuie să fie. Sau procurori înregimentați politic. Nici asta nu trebuie să fie. Dar faptul că ei deja și hotărârile lor sunt deja luate în seamă, ajung la personaje importante și se scutură așa copacul de fructe putrede, e bine. Ne dă o speranță pentru viitor. Măcar cei care vor fi pe liste se vor gândi de două ori când vor face o mișcare greșită. Dacă se vor gândi să fie pe liste pentru ei și doar pentru ei și pentru puterea lor, atunci se vor gândi, măi, cine a fost înaintea mea? Păi a fost X. Aha, și ce se întâmplă cu el? Păi cât a fost el de președinte și cât a coordonat el sistemul, uite că l-au condamnat. Sau cât a fost el de prim-ministru, uite că l-au condamnat. Sau uite cât a fost el de primarele, uite cât a fost el de primar și de consilier și de nu știu ce, uite că până la urmă l-au condamnat. Și cei care vor să fie la un moment dat pe liste doar pentru a-și stârni orgoliu și a-l satisface sau pentru că vor să obțină locul ăla și funcția aia pentru a obține ceva pe căi ilegale sau de a beneficia de funcția respectivă pentru a-și înșuși și a-și da lor ceva, ei trebuie să se gândească de două ori. Dacă funcția aia merită de obținut pentru scopuri mai puțin legale. Că uite, vine și o altă putere în stat, puterea judecătorească, care îi poate urmări, care îi poate judeca, care îi poate condamna. Și câtă sei de mari împărați, prinți, președinți, miniștri, prim-miniștri, deputați, senatori, consilieri, primari și toate, pot să cadă sub sabia legii. Sabia lui Damocles este deasupra capetelor lor. Și de sabia lui, știi, dau un exemplu cu sabia lui Damocles, nu pentru că e un exemplu și bun și rău, în sensul că nu poți să o coordonezi. Sabia lui Damocles nu aveai o putere prin care puteai tu să-i faci ceva. Ea oricum cădea, dacă era de căzut, cădea. Exemplul este negativ și dat cumva așa, pentru că indiferent de răspunsurile tale, sabia cădea dacă se rupea firul și erai considerat vinovat, indiferent dacă puteai să nu fii vinovat. Dacă se rupea firul, erai considerat vinovat. Firul ăla de păr care ținea sabia. Aici exemplul nu este bine dat. Dar este bine dat doar că nu puteai tu să faci nimic acelei săbii și să te aperi de ea. La fel și în cazul politicienilor care calcă pe bec. Nu poți să facă nimic instanței judecătorești pentru a nu da o decizie corectă în cazul lor. Indiferent ce funcție au avut, e bine că instanța judecătorească se poate pronunța. Pentru că dacă ar avea cumva o posibilitate să influențeze instanțele, ar fi rău.
Ar fi rău. Înseamnă că acea putere judecătorească nu s-ar mai numi putere judecătorească, ci nu ar mai avea putere. Puterile în stat trebuie separate unele de altele și nu trebuie să fie în mâna unui singur om sau unui grup de interese. Nu, trebuie să fie separate. Puterea executivă, guvern, puterea legislativă, parlament și puterea judecătorească, cea care urmărește dacă este aplicată legea bine și dacă nu este bine, să condamne neaplicarea ei sau neluarea ei în seamă, și aceasta nu trebuie să fie în mâna celorlalte puteri. Ei, în cazul nostru avem, uite, oameni condamnați. Stau și gândesc ce se întâmplă la locuri mai mici, cum este Pașcani. Stau și gândesc și pun și o întrebări mie îmi pun. Ce se întâmplă când, la un moment dat, da, într-adevăr, nu te poate condamna nimeni, nu te poate da nimeni, nu te poate frăsui nimeni dacă nu cumva ești condamnat de pe urma acțiunilor tale. Dar în momentul în care ai obținut o funcție eligibilă și după aceea ești condamnat, ce se poate întâmpla? Normal că legea spune ce se poate întâmpla cu aceste cazuri. Se eliberează funcția, se organizează de nou alegeri și toate acestea. De aia nu trebuie oamenii cumva retrași de pe liste dacă nu există o hotărâre judecătorească în cazul acesta, adică numai dacă ei doresc acest lucru. Adică se simt așa cu musca pe căciulă și spun, băi, eu cam simt ca să fiu condamnat. N-are rost să mai vreau să fiu în funcția aia. Mă fac și de râs, știi? Este un proverb chinezesc care spune așa, cu cât bibelou este pus mai sus, cu atât mai mult, cu cât când va cădea, se va sparge mai multe bucăți și va fi mai greu de lipit. Nu știu dacă se mai poate lipi. Deci și omul, dacă vrea sus și nu știe limitele și nu știe și știe că a făcut ceva în urmă de care poate să fie agățat la un moment dat, este bine să nu se urce prea sus, pentru că ce să vezi, cu atât căderea va fi mai dureroasă. Asta e vorba despre orice om, de la Liviu Dragnea la orice om, nu contează. Cât de sus a ajuns, cât de sus este, cât de mare e funcția, cât de groasă e funcția, cât de puternică e funcția, cât de toate. Și nu vorbesc doar de el. Și la noi, în orășelul nostru, sunt oameni care în continuare mai vor pe liste de parlamentari, de primari, de toate alea. Stăm și ne uităm. Și sunt procese pe rol. Că dacă n-ar fi, n-ar fi. Dar dacă sunt, e bine să judece. Măi, e bine să mai merg sau e bine să nu mai merg? Dacă se simt nevinovați și știu că nu sunt cu nimic pătrunși, pot să meargă înainte. Dar uite, și domnul Dragnea, el spunea că nu e nevinovat. Da, instanța a hotărât altceva. Și dacă în prima fază i-a dat doar un singur an cu suspendare, acum i-a dat doi cu suspendare, că... Mă bucură faptul și ar trebui să ne bucure faptul că puterea judecătorească este într-adevăr o putere. Și indiferent de nume, indiferent de poziție, indiferent de situație, puterea judecătorească poate să se exprime și poate condamna. Asta este important. Cât despre România exclusă de la Eurovision 2016 din cauza datoriilor TVR, asta este o rușine. Este o rușine pentru noi. Este o rușine a celor care trebuiau să gestioneze bine activitatea televiziunii. Este o rușine a celor care trebuiau să, chiar și din guvern care au făcut parte, și trebuiau să privadă acolo. Uite, televiziunea spune că are o anumită datorie de plătit la stat. Bugetul ei este ăsta, pentru că trebuia o ținută legătură între. Deci nici guvernul nu este condamnabil
pentru că datoriile CSV-ului sunt din 2007, sunt de 9 ani de zile. De 9 ani de zile, de câte ori s-a schimbat direcțiunea sau managementul televiziunii române? Stelea Întănase tocmai a fost acum, mai înainte. Alții erau înainte, alții și mai înainte și tot așa. Managementul televiziunii române, putem să ne spunem, probabil a fost unul pus politic de către Parlament. În funcție de cum a ieșit, ce coaliție guvernamentală a fost mai bună, ce coaliție de partide erau atunci în Parlament, la un moment dat culoarea respectivă era pus, de culoarea respectivă era pus simpatizantul sau cel care era agreat de o anumită formațiune politică sau o anumită alianță politică. Ei, uite că n-au reușit în genul ăsta politic să coordoneze bine activitatea televiziunii. Și nu în sensul de activitate culturală, activitate editorială sau altceva. Eu mă refer la activitatea economică în sine. Dacă au strâns datorii din 2000 și sunt datorii acumulate încă din 2007 și n-am putut să participăm la Eurovision din cauza asta, am fost dați eliminați, datoria este de 16 milioane de franci elvețieni. Cei care au credite în franci elvețieni știu că francul elvețian a cam crescut în ultimii ani. A ajuns aproape de valoare euro. Deci dacă 16 milioane de franci elvețieni ar fi cam aproape 15 milioane de euro. Păi 15 milioane de euro să ajungă televiziunea română să aibă datorii și să nu le poată plăti nimeni? Adică acolo, pe o listă, un buget. Ce-s cu datoriile astea? De când s-au strâns? Cine era la conducere pe atunci? Ce măsuri a avut pentru a fi micșorate? Hai că nu plătite în totalitate, cumva. Dar ce s-a făcut? Ce măsuri s-au luat? Cine era la conducere? Ce demersuri a făcut să-i poată fi plătite? Că nu era televiziunea lui de acasă. Dar stau și mă gândesc, când este televiziunea lui de acasă, tot așa poate acumula datorii? Nu, e televiziunea publică. Lasă, plătească poporul. Să plătească poporul. Dar dacă era televiziunea lui de acasă, eu mă refer la, indiferent cine era director acolo sau manager general și toate astea, și cu un consiliu de administrație. Cum au putut vedea ei bugetele alea când au acumulat atâtea datorii? Nu i-a durut. Dar dacă era a lor, cu banii lor, de acasă că veniți și să piardă atât, îi ustura? Eu cred că îi ustura, că erau banii lor. Dar dacă nu sunt banii lor și sunt banii statului? Nu contează, nu? Uite ce spune doamna. Este o situație fără precedent în istoria EBU, ca și excluderea unei țări din cadrul Eurovision, care este din nou o premieră, a declarat doamna Marciuc pentru Arger Press. Ea a precizat că permanent conducerea televiziunii a făcut numeroase apeluri către instituțiile statului atunci când ele au sosit de la EBU. Atât timp cât EBU nu a primit niciun răspuns până la ora 20 ieri, când a solicitat răspunsuri, ei au aplicat ceea ce în comunicatul de ieri au spus că vor aplica. Mai multe nu pot să vă spun la această oră, a adăugat Iuliana Marciuc. Domnule, avem și noi televiziune. Participam și noi la un concurs, Eurovision. Din cauze din astea, să fim excluși, că n-am plătit și că are datoria televiziunea română din cauzele astea? Să fim mai fie și toată lumea, știi? Uite mă, ăștia nu și-au plătit. Da. Deci, televiziunea română TVR a fost retrasă dintre membrii EBU, European Broadcasting Union, din cauza datoriilor acumulate încă din 2007, anunțat vineri EBU pe site-ul oficial. Una dintre consecințe este eliminarea din competiția muzicală Eurovision 2016. Hai să ne facem de râs de fiecare dată. Să spună lumea, uite mă, calicea aia de român sau ceva în genul.
Trebuie să le, ce să le cer? N-au plătit nici mă. N-au bani. E săraci. Mi fac și de râs. Vor să fie într-un club select și nu-și plătesc taxa de intrare, știi? E, dragii mei, hai să luăm o mică pauză de publicitate și să vorbim după publicitate, că avem subiecte. Pauză, te rog. NNM Electro, Serele Pașcani, magazinul electricianului. Deschis de curând pe strada Grădiniței, vis-a-vis de supermarketul Penny din zona de Al Pașcani. Aici găsiți aparatură și cabluri electrice, corpuri de iluminat și becuri cu LED. Vă așteptăm și la depozitul din calea Iașului 104 Pașcani. Parteneri Gevis, Schneider Electric, Legrand, Romcab și alți furnizori recunoscuți pentru calitatea produselor. Relații la telefon 0751138261. Dacă vrei să-ți construiești o casă sau să schimbi ceva în locuința ta, la showroom-ul Viosan din Pașcani găsești tot ce ai nevoie. Materiale pentru zidărie, zugrăveli și izolații, finisaje exterioare și interioare, tablă pentru acoperiș, tâmplărie de lemn sau termopan și parchet, țevi și fittinguri, instalații termice, electrice și sanitare, scule și accesorii pentru gospodărie și grădină. Viosan, pentru casa ta, la ieșirea din Pașcani spre Moțca, pe partea dreaptă. Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor te așteaptă cu oferta săptămânii. Role reglabile pentru copii, diverse culori și mărimi, la numai 99 de lei și 90 de bani. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Apa Vital. Grijă de apă, grijă de oraș. Alege internetul Wi-Fi prin modemul ConnectBox de la UPC. Ajunge în orice colț al casei. Pentru ce să ai nevoie de internet în orice colț al casei, te întrebi? Pentru orice alegeți voi. Noi ne asigurăm că îl aveți. ConnectBox cu viteze de până la 500 de mega oriunde în casă. În plus, în ofertele UPC ai canalele HBO cadou pe toată perioada contractului. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Iată-ne din nou în emisiune, dragii mei telespectatori, dezlegarea la pește în Duminica Florilor, Dana Ursulea să scrie.
după săptămâni de post, sărbătoarea de duminică de florii vine cu dezlegarea la pește. În acest sens, zilele acestea, toate păscările din oraș au fost asaltate de clienți, fiecare achiziționând după gust și buget. Pentru doamnele mai ocupate, au apărut pe piață produse semi-preparate, ce necesită doar o scurtă intervenție ca mai apoi să fie puse pe masă. Iar cei foarte grăbiți, ori doar comozi, au avut posibilitatea de a achiziționa o gamă largă de conserve de pește, pește afumat, ori preparate marinate. Dragii mei, este un eveniment important acum, sâmbăta lui Lazar, adică învierii lui Lazar, și Domnul nostru Iisus Hristos intră în Ierusalim. De-aia și spune sâmbăta florilor, că toți vin cu flori în cale și îl așteaptă. Îl așteaptă ca pe Mesia. Îl așteaptă și ei vedeau în Mesia un împărat care va veni să-i scuture de jugul roman. Ori el venea cu alt mesaj. Iisus Hristos venea cu alt mesaj. Venea cu mesajul acela în care toată omenirea trebuie scuturată de jugul păcatului, nu jugul roman. Jugul roman a fost schimbat cu alt jug, cu alt jug. Și fiecare împărăție la rândul ei a fost un jug pe umerii poporului. Fiecare împărăție. Și Hristos, când a intrat în Ierusalim, era trist. Era călare pe un măgăruș, cum spune psalmistul, pe fiul Asinei. A intrat privind în jos, toți erau bucuroși, dar el nu a intrat triumfător, ca un împărat pe cal alb, cu purpură și cu sabia în sus, așa ca un învingător. Nu, a intrat milostiv, a intrat gânditor, știa ce îi se va întâmpla, știa că va pătimi, dar mergea către ceea ce trebuia să facă, către misiunea lui. Misiunea lui era să ridice povara păcatului de pe umerii omului. Și asta știa. Nu știau oamenii că le primeau cu ce misiune va veni. Credeau că va fi un împărat care va strânge oaste, armată și vor învinge pe romani. Și bineînțeles, probabil un vis milenarist, cum au fost atâtea visuri milenariste, împărăție de 1000 de ani, cum mulți, mulți oameni au visat. Și Hitler, la un moment dat, visa Reichul lui de 1000 de ani. Rasa ariană să domnească. Și Stalin sau Lenin visau. Comunismul va fi pe toată lumea. Și mari conducători al lumii de astăzi visează un imperialist din ăsta stăpân pe planetă. Toți visează. Când ajung sus, așa visează de frumos. Da, visele lor nu sunt cele ale lui Dumnezeu. Dumnezeu avea alt vis. Și nu vis, ci realitate. Dumnezeu a intrat în sâmbăta florilor, în Ierusalim, cu gândul că se jertfește pe El pentru ridicarea păcatelor lumii. Cu acel gând, și astfel trebuie să știm și noi că suntem creștini, că El vine pentru noi. Este important să știm. Este important să știm că mereu îl avem în noi. Îl avem prezent cu noi. Doar trebuie să-L rostim. Doamne, ajută-ne! Doamne, veghează-ne! Doamne, fii cu noi! Fii cu copiii noștri, fii cu părinții noștri, fii cu cei dragi nouă, fii cu dușmanii noștri și iluminează-ne mintea. Fii cu noi! Doamne, fii cu noi! Pentru că El, duminică, sâmbătă, învie pe Lazar și arată că așa și vorba. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și cei ce vin la mine vor primi viața veșnică. Deci l-au înviat pe Lazar, ducându-se spre Ierusalim, a fost întors. Și s-a dus și a înviat pe Lazar. Era mort de câteva zile. Toți spuneau, cum? Ce să-i faci? Că deja e pus în mormânt, miroase.
dați doar piatra la o parte. Ce, nu putea da el piatra la o parte? Să facă așa și să le dea piatra la o parte. Putea, dar vrea să vadă pe om cum se ajută unul pe altul. Dați piatra la o parte. Și au dat. Oamenii au depus un efort și l-au lăsat să nu fie tot efortul doar de la Dumnezeu și omul să fie un spectator. Nu. Omul să fie și el în conlucrare cu voința divină. Și l-a înviat pe Lazar. Și a arătat că el este viața. El este Dumnezeu și este viața. Și noi trebuie să ascultăm de el dacă vrem viață veșnică. Și apoi ne-a arătat, intrând în Ierusalim ca un împărat, că a intrat primit ca un împărat, numai că nu a avut mândria aia a unui împărat cuceritor, ci a avut acea smerenie pe care trebuie să o avem fiecare dintre noi, mai ales cei care vor funcții mari, mai ales cei care vor funcții mari, cu atât mai multă smerenie trebuie să aibă. Și a intrat în Ierusalim, a fost primit, bucuros, și a urmat săptămâna patimilor. La sfârșitul acestei săptămâni, el va muri, va fi răstignit, va muri și va învia. Și vom sărbători Paștele. Deci va veni săptămâna cealaltă, va fi săptămâna mare, și trebuie să fim cu gândul la Dumnezeu, indiferent din ce poziții suntem. Trebuie să fim cu gândul acolo, că Dumnezeu se jertfește pentru noi, pătimește pentru noi și se jertfește pentru noi. Să știți. Asta e. Trebuie să, indiferent cât de mult credem, cât de puțin credem, cât de mult suntem așa, pe picioarele noastre și credem că toate le facem fără intervenție divină, să știți că toate vin de la Dumnezeu. Toate. Pentru că în mâinile Lui avem viața. Din mâinile Lui o avem și la El ne întoarcem. Indiferent cine suntem noi pe pământul ăsta. Vremelnic suntem pe El. Că vom mânca pește? Vom mânca pește. Cei care vor avea, vor mânca. Cei care nu vor avea, vor primi de la cei care vor avea. Și e bine să dăm, dacă avem cum. Dar să nu uităm că Dumnezeu intră în Ierusalim și să-L primim și noi în Ierusalimul sufletului nostru. Asta e important. Bun, dragii mei, acestea fiind vorbite și spuse, să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea pace și înțelepciune. Restul totul vine la sine, indiferent de funcții, indiferent de oameni pe care îi auzim, indiferent ce auzim despre ei, cum au făcut, ce au făcut, ce funcții sunt, pe ce funcții se mai scaldă, ce dorințe mai au. Vine săptămâna viitoare, săptămâna patimilor, și să fim cu Dumnezeu în suflet. În rest, sănătate și de toate. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!